1 plus 1 este egal cu 3, un podcast în care vorbim cu sinceritate despre familie și despre rolul de părinte. Să înceapă un nou episod al podcastului 1 plus 1 este egal cu 3. Astăzi în studio este alături de mine Elena Rodoi, psihologă și specialistă, facilitator în sisteme familiale sau... În constelații sistemice, da. Constelații sistemice. Diferența o să mi-o explici mai târziu, dar eu te-am chemat anume pentru sistemele astea, constelațiile familiale, pentru că deseori văd că se schimbă rolurile cumva în familie. Soacra poate brusc să se comporte ca iubita propriului fiu. Copiii le spun părinților ce să facă mm. și eu tot am căzut în capcana asta la un moment dat, când parcă vezi lucrurile mai bine dintr-o parte și vrei să le spui să trăiască altfel, să facă lucrurile altfel. Dar dacă mai ai și niște supărări din copilărie, apoi chiar o faci pe învățătorul uneori. Să o luăm însă pe rând. Ce zice... Cartea, legea, mm -hmm. există anumite principii după care funcționează Universul și că există, și că o ordine în familie. Mm -hmm. Asta spun constelațiile familiale. Da, uite, constelațiile de familie, ele au, eu le numesc constelații sistemice, adică nu eu, da, în general... Ele au, da, ele au început de la constelații de familie. Iată, Bert Hellinger este cel care este un uh, psiholog din Germania uh, care a introdus lumii, el așa spune, a introdus lumii pentru că uh, aceste, această tehnică era de foarte mult timp uh, aplicată aplicat de către alți psihologi, chiar și în unele triburi din uh, Africa de Sud se practicau anumite ritualuri care seamănă mult cu constelațiile sistemice. Și atât el a început să le fac la nivel de grup, adică în grupuri mari, și să le numească anume constelația de familie pentru că se lucrau cu temele din familie, cu relațiile din familie, cu problemele care apăreau la o persoană și după asta și ea era văzută nu la nivel individual, dar la nivel de sistemul de familie. Acum ele pot fi numite constelații sistemice pentru că tu poți fi cu orice temă, cu o problemă, de exemplu la probleme. serviciu da, da. sau nu poți câștiga bani sau nu-ți găsești da. un loc de muncă da. și vii cu problema asta la tine da, la da. Elena Rudoi da, da. Și, și sunt ce, ce faci specialiști. Da. și noi în, de obicei forma clasică are loc în grup, adică este un grup care sunt observatori sau reprezentanți aceste persoane și ele pe noi ne ajută ca să cercetăm această temă, să vedem de unde vine această problemă da, sau acest simptom pe care o are persoana. Și din de unde fa... poate să vină această problemă? Ea, da, de cele mai multe ori vine din familie. Da. Din copilărie? Din e... relația pe care o are persoana dată cu un părinte? Poate cu cineva și da. mai nu știu, cu un da. bunel? Ea poate să vină din uh, propria uh, viață, din copilărie, ea poate să vină din uh, istoria de familie, chiar cu două, trei, șapte generații în urmă și ea poate să mai vină încă din uh, viețile anterioare. Pentru persoanele care cred în viețile anterioare pot să spun informația asta, da, adică noi putem să vedem. Aici că... noi spunem, Aici la acest spunem, podcast da? noi spunem Bun, și vorbim despre da. reîncarnare. Da, Cine da. vrea crede, cine nu, nu, da. e alegerea da. adică lui. Adică este din viața de acum, din uh, linia neamului sau din alte reîncarnări? Și, și tu poți să vezi în, în timpul acestei sesiuni această problemă? Eu aș spune altfel. Ea apare în cazul în care este necesar. În general, atunci când o persoană vine cu o întrebare, pentru noi, pentru mine este important ca persoana să vină cu prezentul. Da? Ceva nu merge în viața mea acum și eu vreau să văd cum asta pot, da, ce să fac ca să vindec, da? sau hai să vindecăm împreună. Și în funcție de starea în care se află persoana, în funcție de, hai să spunem, nivelul de energie pe care ea îl are acum, noi putem să accesăm informația din trecut. Uh -huh. Asta se întâmplă, nu eu accesez. Este cum? Sub formă de cuvinte. Cum vine informația asta? Sub formă de senzații în corp, sub formă de cuvinte pentru unele persoane, sub formă de cunoaștere. Asta nu este ceva foarte... Pentru asta nu trebuie să ai neapărat un dar. Eu aș spune că aici trebuie să ai darul relaxării și a avea încredere în a nu ști. Și iată, atunci tu poți să vezi informația care este, să o simți. Hai un pic aici să explicăm, mm -hmm. deja să descriem mm -hmm. cum are loc o ședință, o sesiune de mm -hmm. constelații sau... Da, zim, sistemice, cum mai spui? Da, constelații de familie sau o constelație sistemică? Sau o constelație da. sistemică. Se înscriu la această ședință în primul rând protagoniștii, așa zici, omul care are o problemă, da. care vine ca la o ședință de terapie. Da. Putem să o numim un soi de terapie, că da, e tot vindecat. de terapie. Da. Da. Eu aș dori pe urmă să spun care este diferența Bine, și cum se conectează acestea, da. Și persoana asta, iată, vrea să rezolve problema, adună în jurul ei alte persoane. Mai bine zis, tu, da, tu le aduni. Da. Tu anunți, că, uite, avem nevoie de oameni care să participe la ședința persoanei X. Uh -huh. da. Și aici se înscriu oameni pe care poate nici nu-i cunoști. Da. Oameni pe care protagonistul, adică omul cu problema, la fel, poate să nu-i cunoască, uh -huh. nu i-a văzut niciodată în viață. Uh -huh. Dar tu zici că acești oameni se adună nu întâmplător. Că și universul cumva, că adică aceste persoane ajung și ele să uh, simtă uh -huh. să că are ceva în comun cu problema dată. Da. Spune tu cum se adună acești așa, oameni. Așa se întâmplă, uite -te. Dar ideea este, noi cu asta ne încercăm în viața de zi cu zi tot timpul. În momentul în care tu citești o carte, toți te regăsești în cartea aceea. Da? da? O să fie momente care sunt despre tine în ea. În momentul în care tu te întâlnești cu o persoană cu care vorbești, o să găsești ceva în ea care este despre tine. Care îți place sau care nu îți place. Da? De obicei, cei ce nu ne place, noi vedem. De obicei, cei ce nu ne place, noi nu vrem să, să luăm recunoaștem, constant, să recunoaștem că, că este, avem în noi. că este la noi. Da? Adică, peste tot în jurul nostru, noi rezonăm cu lucrurile pe care le vedem. Da. pentru că există un câmp citire da. energetic, da. da, și noi atragem oamenii după nevoile sau da. problemele noastre Da. Și uite, sau o să fie, de exemplu, situația, este un grup de prieteni, da, sau un grup de persoane. Și cu câteva dintre ele tu rezonezi și pe cele persoane le vezi. Dar nu știu dacă ai avut vreodată situația când, iată, mult timp a trecut într-un grup de persoane și brusc ai cunoscut un om care el tot timpul era în acest grup, dar până acum tu nu l-ai văzut. De ce? Pentru că până acum tu nu rezonai, nu vedeai în el nimic care este al tău și la un moment dat ai început să vezi, da? Iată, cam asta vreau să spun că ceea ce se întâmplă în constelațiile sistemici este ceva care se întâmplă în fiecare zi. Mm. Mergi în transportul public, la un moment dat ai început să ai o senzație care este neclară pentru tine și nu înțelegi de unde este. și după asta îți dai seama că, uite, ceva s-a întâmplat acolo, în acest spațiu și -a, am început să mă simt așa, da? Respectiv s-ar putea să fie că ești atât de, hai să spunem, poate vulnerabil sau poate sensibil, încât ai preluat o emoție care nu este a ta, este a unei persoane care au stat lângă tine. Și apoi ai mers un pic, te-ai te -ai vânturat da? și a trecut starea asta. Și că și accidentele rutiere nu sunt întâmplătoare, că cei doi oameni se atrag pentru un oarecare motiv, au ceva de rezolvat, erau încărcați energetic cu anumite vibrații și iată s-au ciocnit, era nevoie de această coliziune pentru trezire sau, bun, dacă Poate, este un accident da. fatal... Au da. ceva e de da. acolo. Ideea este că toate experiențele care se întâmplă cu noi, ele nu pot să fie... bune sau nu, nu Vreau să spun că eu nu pot să fac o presupunere din ce cauză se întâmplă asta. Deci există exercițiul în constelația sistemică, el noi în timpul exercițiului vedem de ce este asta. De exemplu, tu spui că două persoane s-au cecnit, da? Și atunci noi am putea să spunem că, ei, că ele din altă viață trebuie să se întâlnească sau pentru că una e victimă și alta e agresor. Sau... Noi, noi putem să facem presupuneri care ele sunt foarte, foarte... Există foarte mari șansele să nu fie adevărate. Uh -huh. Iată de ce atunci când pe mine cineva mă întreabă, Lena, dar ce înseamnă asta cu eu simt asta? Eu nu știu. Da, hai să vedem. Iată, noi putem să cercetăm. Pentru că e exact aceeași, același simptom, aceeași, același eveniment în viața la două persoane pot să însemne lucruri total diferite. Adică istoria mm. din trecut să fi fost cu totul alta. Da? De exemplu, să vină o persoană acum și îmi spună, știi, eu nu pot să am copii, probabil pentru că Iată, o prietenă de-a mea a fost la constelații sau a fost la terapie și cumva a a descoperit că în familia noastră s a făcut multe avorturi, da, există o foarte mare probabilitate, dar poate să fie și alt motiv. Deci nu tot timpul, la toți, o să fie aceeași poveste cu aceleași consecințe. Nu îmbrăcăm da. haina altuia. Da. Înțeleg ce spui, că motivele da. pot fi nenumărate și numai după ce faci at această da. sesiune, poți să te lămurești care e motivul adevărat în cazul tău. Da, și pentru noi aici nu este important să cunoaștem motivul ci să dăm voie ca istoria din trecut să existe așa cum a fost ea. Și iată aici Bert Hellinger, el spunea despre ce înseamnă constelațiile de familie. Asta este pur și simplu să aduni, să uh, inviți înapoi în sistem informația care a fost exclusă pentru că cândva ea era rușinoasă, era rea, era nepotrivită, Ира не этикая, не... da ori ne ori, ori, neacceptată de către familie. De exemplu, avorturile către... care s-au făcut sau un alcoolic în da. rușinea familiei sau un criminal da, de care toți da. vor să uite și nu povestesc nimeni despre el de, de parcă nu ar fi existat. Însă constelațiile de familie spun că da. noi trebuie să integrăm pe toți. E acel drept la apartenență. Da. Că toți membrii vor să fie parte din sistem și au dreptul la asta da Și știi aici ce este interesant? Că ei noi de fapt îi integrăm Iată. Cum? Atunci când o, un copil are un, da, hai să spunem, are un comportament. De exemplu, da, a fost cândva un alcoolic despre care nu se vorbește. Așa. Da? Și iată, acum este cineva care iarăși este alcoolic. Da? El devine alcoolic, bine, eu dau un exemplu, nu tot timpul este așa un scenariu, da, scenariu pentru că da. scenarii pot fi multe. Da, da. Da. Iată, noi când să facem constelații, acolo ar putea să apară fraza asta, dar, de exemplu, unchiul a fost alcoolic și iată el nu mai este în viață sau a fost exclus în sub orice formă și iată acest nepot poate în constelație să spun din iubire pentru tine eu am, iată, pentru ca să-ți păstrezi amintirea ta, eu am să fiu alcoolic ca și tine. Poate să iasă asta în timpul sesiunii? Asta tot timpul este din iubire, da? Deci constelațiile... Și, de fapt, noi, în general, tot ce facem, facem din iubire. Pur și simplu, la nivel social, noi, niciodată, noi cu mintea, niciodată nu putem să înțelegem cum asta poate să fie o formă de iubire. Da? Dar, de fapt, acel copil spune... Da, sau acel, deja, probabil nu copil, dacă vorbim despre alcoolic. El face asta pentru ca să-i păstreze memoria. E la fel ca și el. Și uite, eu am să te păstrează în familia noastră, chiar și dacă tu ai fost alungat, dar eu, eu te iubesc da? și eu am să păstrez asta pentru tine. Da? Pentru că sufletele de nu văd experiențele așa cum le vedem noi. Da. Nu le cataloguează ca fiind bune sau da. greșit. Corect. Da. Există doar experiență. Da, și da. constelațiile, asta ăsta ar fi un rod al unei da. sesiuni. Că ajungi la o acceptare, la integrarea experienței neplăcute și la o acceptare ca pe un lucru, un fapt în sine. Care s-a întâmplat. Da. Și atunci se așterne liniștea și asta ar fi vindecarea. Căci vindecarea este acceptare până la urmă. Da. Și plus la asta, acel alcoolic despre care noi vorbim, el tot are povestea lui, el tot, nu în zadar este alcoolic, el tot duce ceva prin asta, da? Acolo, da, poate să fie... Hai să vedem, deci să clarificăm principiile astea uh -huh. ale constelației de familie sau sistemice. Uh -huh. Unu, toți au dreptul la apartenență, să aparțină, să facă parte din acest sistem. Da, ele sunt trei. Iată, este um, legea apartenenței, toți... Deci nu toți au dreptul, toți fac parte. În momentul în care tu ai venit într-un sistem, tu ai locul tău. Aici mm -hmm. nu este vorba despre ai dreptul sau nu, tu ai da. loc. Tu ai loc. Da, asta este locul tău, este locul tău pe care uh, nimeni nu poate să, să ți-l ia, cu toate că după asta noi putem să vorbim, că câteodată noi ne, ne punem pe locul altor persoane. da, da? suplinim sau cumva ajutăm dacă un loc s-a eliberat, cumva noi repede ne ducem să ajutăm sistemul. Deci fiecare persoană are locul său, asta uh -huh. e legea locului, este legea timpului care spune că cei care au venit înaintea ta în sistem au prioritate și prin prioritate asta nu înseamnă că ei, că tu nu ai prioritate, pur și simplu ei cunosc mai bine sistemul. Ei cunosc mai bine Așa, fi istoria. bunei sau adică părinții da. sunt mai în vârstă decât tine, au o anumită experiență, mai multe cunoștințe da. și deci ei au prioritate. Hai să spunem așa, buneii tăi au trăit mai mult timp în familia ta decât tine. Așa. Respectiv ei mai bine cunosc istoria, ei mai bine cunosc legile familiei tale, ei mai bine știu cum această familie o a crescut și de ce are nevoie ea ca să crească mai departe. Uh -huh. Da? Respectiv, asta nu înseamnă că tu trebuie să faci exact cum spun ei. Da. Să le urmeasc... să nu ai tu dreptul la lege. Da. Să... Pentru că la un moment dat, când tu te naști, mai ales atunci când tu devii adult, tu îți începi propria familie, tu practic devii un sistem mai mic îți creezi propriul tău sistem în acest sistem mare și atât în sistemul tău mic, deja legile tu le faci. Tu poți să preiai din sistemul mare ceea ce este potrivit pentru tine sau tu poți să spui eu vă iubesc, eu respect tot ce ați construit voi până acum pentru că datorită vouă eu am ajuns astăzi să-mi fac propria mea familie și în această familie a mea, eu am spun regulile care sunt potrivite pentru mine. Cu respect pentru voi, nu împotriva voastră. Da. Da, deci eu nu o să lupt și o să vă demonstrez că eu pot mai bine decât voi. Eu am să iau ceea ce voi mi-ați oferit și am să construiesc ceea ce este potrivit pentru mine. Ce frumos! Da. Și al treilea principiu? Și al treilea principiu este legea echilibrului. Uh -huh. El spune așa, că tot timpul trebuie să fie un echilibru între ceea ce primești și ceea ce oferi. Așa. Uh, și noi asta putem să observăm în viața de zi cu zi peste tot, în momentul în care tu ești la un job și tu lucrezi mai mult decât salariul pe care tu îl primești, la un moment dat o să fii nemulțumit. Da. Și la un moment dat persoana ar putea să înceteze să mai lucreze așa de mult. Da. Și ea nu o să fac lucrul ăsta intenționat, ea nu o să ia decizia că gata, eu nu mai vreau să lucrez mai mult decât pe mine nu mă, plă, nu mă plătește. Pur și simplu, inconștientul da, vrea să fac echilibru, sistemul sau să gândești cum să echilibrezi. Și atunci el o să obosească mai tare persoana, da? Respectiv, eu- o să devină mai obosită sau mai puțin interesată, da? Sub diferite forme ca să se ajungă la echilibru. Există și alt fel de echilibru, atunci când ți se dă mult mai mult decât tu poți primești. Și atunci tot o să meargă jo, pe care tu o să faci, tot să devină necalitativ din semnul de vinovăție. Că mie mi se dă mai mult decât eu fac de fapt. Și atunci cum noi, în mod conștient, trebuie să echilibrăm lucrurile dacă simțim da. că e prea mult să spui onestul, tu nu pregătit acum să-ți livrezi rezultatul da. care îți corespundă plății pe care mi-o dai. Da? Da. Sau tu să oferi în altă parte, de exemplu, dacă tu de aici primești bani, de exemplu să donezi cuiva, nu se creează asta așa un echilibru. Probabil tot ar fi, în momentul uh -huh. în care pentru tine asta este echilibru, atunci da, pentru că mai mult este testez în interiorul tău. Pentru că, uite, același salariu pentru o persoană care ar, ar lucra mai puțin decât tine o să fie ochi și o spun că de fapt eu aș vrea mai mult. Respectiv totul este în interiorul nostru. Mm -hmm. Sau, de exemplu, te duci la psiholog și spui, uite, știi eu nu pot să primesc mulți bani. Hai să vedem despre ce este asta. Da, eu cu bani am o problemă. Da, și atât te duci și <laughs> rezolvi pot la primi, psiholog. Nu e incomod să cer să da. și prefer altcineva să vorbească despre bani, dar eu să vorbesc mm -hmm. despre o altă parte. Mm -hmm. Și asta nu e neapărat rău nu este rău, doar că tu depinzi de cealaltă persoană. Tot timpul trebuie să, să ai pe cineva lângă tine. Și acum imaginează că persoana cei care vorbește în locul tău e în vacanță și tu trebuie să o aștepți. Poți face asta? Dar de regulă care e problema cu banii? De unde vine ea? De ce nu putem primi bani? De ce nu putem cere bani? De ce Moldovenia apropo, știu că nu e bine să generalizez, dar mm -hmm. eu observ trăsătura asta. Îi ofer ceva și nu poate primi. În schimb ție să ți dea și să ți dea, dar mm -hmm. na asta, n și asta, n și asta mm -hmm. și se tem să fie datori, să rămână datori mm -hmm. Eu aș cerceta individual fiecare caz. Mm -hmm. Noi putem să ne uităm din punct de vedere istoric ce s-a întâmplat uh, la noi, doar că eu acum n-aș putea să... Fac, mie mi-ar trebui puțin timp ca să, Așa, să, să mă analizez. analizez da, 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 da. Uh, dar ce înseamnă? Dacă rămân dator, iată, uite, ce se întâmplă cu mine atunci când... Um, când eu sunt datoare cuiva. În orice moment, când persoana asta o să aibă nevoie de ceva de la mine, eu o să trebuiască să-i dau. Chiar și atunci când eu asta nu vreau. Eu nu mă simt liberă. Dar unii oameni în mod inconștient, presupun, alții conștient. Mm -hmm. Creează această dependență. Da. De da. exemplu, părinții care își ajută tot timpul copiii, deși s-au căsătorit, au format o altă familie, ei mm -hmm. țin întotdeauna să le dea bani, să le dea bani și la nivel mm -hmm. inconștient, și citisim asta la Necrasov, cred, ei formează această dependență. Ca o. acel copil să nu plece, să fie întotdeauna lângă ei. Uite, Da, și da și nu, iarăși asta foarte mult depinde. Da, bun, sunt mai multe scenarii, da, ca de mai obicei. mai mulți scenarii, putem să... să analizăm și acest scenariu, dar aici e important, apropo, despre legea echilibrului, atunci când noi vorbim despre părinți și despre profesori, iată aici este o steluță la această lege. Spune așa, că părinții nou ne-au dat viață așa. și noi niciodată nu o să putem să echilibrăm acest dar. Deci oricât... E de prea prețios. Nu există un echivalent. Da, nu există un echivalent, da, pentru că oricât tu nu ai dat înapoi părinților, tu nu, niciodată, niciodată nu o să poți să echilibrezi at acest dar pe care l-ai primit. Și aici noi învățăm despre smerenie mm. și despre a fi humble, cum este, a fi umil, smerit, smerit, da, da, a spune mulțumesc, aici tu ești mai mare decât mine, tu mi-ai dat ceva care eu niciodată n-am să pot să echilibrez și cu ceea ce mi-ai dat tu, eu am să mă duc mai departe în, în viață și am să fac ceva bun cu asta, iată, din viața mea, eu am să mă duc mai departe și am să fac ceva cu asta. Când se întâmplă um, dezechilibrul la această lege între părinți și copii, atunci când, părinți, când copiii se întorc de la viitor cu fața spre trecut, adică spre părinți, și ei continuă să le dea lor înapoi, să le mulțumesc pentru viață. Mai na, mai na. da? Mai na ții energie pentru ca să-ți mulțumesc. Mai ales atunci când câteodată părinții, conștiință, probabil e inconștient, dar doar este fraza asta. Eu atât am făcut pentru tine, da-mu, tu și faci. Da, da. da. Este, din păcate, este fraza ce noi putem să facem aici și să spunem mulțumesc că tu chiar ai făcut tare mult pentru mine și cu asta eu am să mă duc mai departe. Chiar și dacă tu o să fii supărat pe mine pentru asta. Adică vrei să-mi spui că nu e o idee bună să continui să-ți salvezi cumva părintele, întotdeauna să-i dai, să-i dai, să-i dai, să-l scoți din tot felul de situații, uh, încercând, poate, mm -hmm. iată, la nivel inconștient, să-i echivalezi, pentru că tu ai auzit toată viața că eu ți-am mm -hmm. ți dat, ți-am dat, dar tu... Și tu încerci să compensezi, dar asta este imposibil și nici nu este sănătos și nu dezechilibrează sistemul, da? Aici nu e ok pe nimeni să salvez. În general, da, cu părinții tot, dar în general pe nimeni n-ar trebui să te ocupi cu asta. Fiecare are viața lui, da? Să spunem că viața pe rămânțe întoarce, universul ți-o întoarce, tu îi furi experiența atunci când încerci să-l salvezi, să-l scos din tot felul de belele pe om. Știi, mai este încă o chestie. Noi putem așa să ne uităm la asta, dar putem să ne uităm la faptul că atunci când tu vrei să salvezi pe cineva, consideri că acest mai bun. Da. Da, sau că această persoană nu are destul putere ca să se salveze singură, ca să se ajute singură pe ea. Sau că ea nu este destul de competentă, că ea nu știe, eu știu mai bine cum, cum să trăiești. E vorba de asta, eu știu mai bine. Da, eu... Și noi, mai ales, suntem generația care am făcut două facultăți, care avem Google-ul, noi chiar știm mai bine, în sens mm -hmm. că am citit multe, da? Pe când noi experiență de viață nu avem așa de mult ca părinții noștri. Dar ce se întâmplă, spunem, mm -hmm. ca destin atunci când tu intervii, vrei să salvezi pe altcineva? Atunci te pui pe locul de părinte. Dacă eu vreau să o salvez pe mama, vreau să o ajut pe ea să trăiască, eu de fapt mă pun pe locul bunicii mele. Și ce înseamnă asta? Și atunci eu devin bătrână. Am copiii mei deja care sunt mari, adică mama și tata, de care trebuie de avut grijă și atunci cum eu pot să-mi mai fac viața mea dacă eu am grijă de doi copii care sunt așa de mari și au, au nevoie de energia mea. Și atunci poți să faci asta, practic tu îți dedici viața pentru părinții tăi, nu este nimic rău în asta, da? adică nu este nimic rău în sens că nimeni nu poate să te judice pentru asta cine sunt eu să decid că tu trebuie să te duci de la părinții tăi, să-ți faci viața ta, să-ți să crești proprii copii, da, să-ți faci proiectele tale. De ce eu ar trebui să intervin să spun cum să trăiești? Tu poți să faci ce vrei. Dar în momentul în care tu te simți nefericit și simți că, uite eu nu înțeleg de ce se întâmplă anumite lucruri cu mine și parcă eu aș vrea să-mi construiesc viața, dar... De ce, ce se nu poate e. întâmpla? Niște exemple, poate și din experiența ce se poate întâmpla clienților încând? tăi. Da, iată, în momentul în care tu așa ai tu te dedici cu unor oameni în totalitate, uh -huh. nu-ți poți construi viața, de exemplu, nu poți avea tu proprii copii, uh -huh. nu poți întâlni un soț, uh -huh. nu, ce se mai întâmplă, nu, vin banii, unde se oprește energia, adică ce, ce se poate întâmpla? Cam Ești de scenarii. Cam... Nu, nu nu-ți crezi viața ta um care este a ta. Iată, atunci când trăiești viața altcuiva. Trăiești viața altcuiva. Noi, eu cred că orice persoană, dacă să fie într-un spațiu sigur, da, atunci unde ea se simte confortabilă și ok, și să-i adresez întrebarea, dar tu îți trăiești viața ta? Ea s-ar putea deodată primul răspuns să-l spună da, pentru că se Asta își dorește la da, nivel da, de rațiune. Toți ne dorim toți asta. Toți ne dorim asta. Dar în același timp, dacă să-ți ai un pic de timp și să observi, ai putea să să, da, să înțelegi că eu nu-mi trăiesc viața mea, sau eu nu-mi trăiesc în totalitate viața mea. Iată, o parte din energia care ar trebui să meargă în viitor, ea să duce undeva în trecut. Pentru că acest trecut are nevoie de atenția mea. Mm -hmm. Da, asta nu este nimic bine sau rău în asta. Este ce este. Hai să ne mai lămurim un pic, n-am dus până la capăt cum are loc o sesiune. Ziceam că se adună niște oameni, mm -hmm. ei vin singuri cumva universul are grijă mm -hmm. să ajungă la tine acești oameni, ei dau curs invitației, cine vrea să participe la da. această ședință și pot fi oameni total străini, asta am spus li se întrelegă un rol mm -hmm. cumva ei singuri răspund că uite, eu aș vrea să joc rolul colegii mm -hmm. tale de serviciu, eu aș vrea să joc rolul, de exemplu, mm -hmm. mamei tale, sau cum nu, aici clientul, descrie tu așa pe, da, pași client, foarte... pe scurt da, iată, clientul vine și are, îmi spune care este întrebarea, da? De unde se pornește? Apropo, aici tot e important, uh, iată, un profesor de meu, el când se așeza clientul lângă el și el clientul spune că nici nu știu de unde se înceapă și el spune că începe de unde doare. Nu începe de acolo de unde ai citit într-o carte că mm -hmm. mă tincă că la mine în familie eu fost, e ca așa, au fost multe avorturi și eu trebuie să vindec. Tu nu trebuie să faci nimic. Tu trebuie să ai grijă de viața ta și acolo unde pentru tine este o problemă, iată noi cu asta lucrăm. Și dacă în timp ce noi lucrăm cu această problemă sau această durere a ta sau întrebare pe care tu o ai, apare informația despre acești copii care au fost avortați, de exemplu, atunci noi o să ne uităm la ei cu ochii buni, o să le spunem, da, voi faceți parte într-adevăr din familia asta și acum voi aveți locul vostru. Și prin asta poate să aibă loc vindecarea. Asta și? e suficient, să spui aceste fraze. Noi și mm. în terapie le folosim. El Mergem și în și este și nu este în același timp, mm. pentru că nu frazele ele, nu fraza în sine faci ca sistemul să echilibreze, dar este ceva în interior ta, atitudinea ta față de situație. Da. Iată de ce mulți pot să spună că, da, pe eu atât am lucrat, dar da, tu ai lucrat luptându-te. Tu ai spus, da, gata, vă accept, eu o dat pe voi, dați-mi voie să mă duc să trăiesc. Da? Prin asta, și s-ar putea oamenii să spună fraza asta cu acceptare, dar s-ar putea alte persoane să spună fraza asta cu luptă în continuare. Da? Și respectiv atunci, sistemul în continuare o să spună că ok, eu mai am nevoie de atenția ta. Uh -huh. Acești copii sau acești, aceste evenimente. Și o să fie uh, Cum situații? O să se manifeste în, în viața ta, de zi cu zi? C după constelație. Da, iată, tu nu poți să accepti. Tu ah. ai lucrat, ai lucrat. Sau chiar și... Uh -huh. Hai, n-ai fost la constelație, dar ai fost undeva la terapie. Și s-ar părea că ai spus frazele care trebuie, că parcă uh -huh. e vindecat sau nu. Dar cum apar fantomele astea, ecourile după... E foarte diferit. E... Foarte, foarte diferit. Și iată, apropo aici este o chestie că e, niciodată... Eu nu pot să promit care o să fie rezultatele. Uh -huh. De exemplu, vine o persoană și spune că eu sunt certat cu partenerul meu, dar hai să facem ceva. Și ideea este că hai să facem ceva ca noi să ne împăcăm. De obicei asta este dorința. Uh -huh. Și există situații când în urma acestei constelații, aceste două persoane o să ajungă să conștientizeze că ele nu mai au nimic în comun și atunci ele o să se despartă. Se poate întâmpla așa. Și poate întâmpla. Și atunci... A funcționat constelația sau nu? A funcționat, A funcționat. Păi au înțeles, au conștientizat. Da, dar este așa cum și-a dorit persoana sau nu? E aici, nu știm. Respectiv, nu pot să promit care o să fie rezultatul. Dacă să vorbim mai ales despre relații de, de familie, mai ales despre da, relațiile dintre două persoane. La nivel de sistem, la nivel de inconștient, se echilibrează. Da, dar noi nu știm care este viitorul nostru, pentru că el nu este așa cum, cum noi vrem să-l controlăm. Da, el este așa cum noi ne-l dorim undeva foarte adânc în inconștientul nostru. Peste câțiva ani, poate, aceste două persoane o să se gândească că, de fapt, asta a fost o, o soluție bună pentru noi. Dar atunci, pe moment, s-ar putea să spună că nu, asta nu este o soluție bună. Bun, deci, eu știu. iarăși, când întotdeauna insist, uh -huh. dar până nu Spui. lămurim până la capăt, eu nu mă opresc. Uh -huh. Uh, aceste persoane pot fi fizic un, un, da. una lângă alta, da? Dar asta se poate întâmpla și pe online, că tu faci da. ședințele astea și pe online. Și eu am participat la o ședință, de asta încerc să-mi amintesc cum a mm -hmm. fost, ca să mă ajute să pun întrebările corect. Uh, noi avem rolurile distribuite. Uh, Iată, știi, eu, o profesoară de-a de tot spunea care este rolul la exercițiul ăsta? Tot ce ții tu în interiorul tău, E tu rogi pe câteva persoane să te ajută să ține și ele în timpul ședinței. Și pentru că acolo, în loc de un corp, sunt trei care spun ce se întâmplă. Pentru că, iată, tu rogi pe cineva, hai, te rog să mă reprezinți pe mine, altcineva cineva, te rog pe altă persoană, te rog să-l reprezinți pe partenerul meu, da? Și atât tot ce ții tu în interiorul tău, care sunt și emoțiile tale și emoțiile partenerului și tot e amestecat și nu înțelege cu ei și acolo poate mai este implicată și o bunică care o, o divorțat de tânără și pe dânsa asta foarte tare a, a avut un impact foarte mare asupra ei, da? Iată, tot ce este acum în tine și foarte mult și e prea intens ca tu să simți, acum tu rogi ca alte trei persoane să simtă pentru tine. Așa. Da, și iată, ele, pentru că este dispersat acum aceste senzații și cineva te reprezintă pe tine și spune despre ce se întâmplă în tine. Cineva spune despre ce se întâmplă cu soțul sau cu partenerul tău și la un moment dat ar putea să apar informații cu care iarăși noi lucrăm mai departe. Da? La un moment dat eu nu am foarte mari eu aș spune că rolul meu acolo este să dau voie ca lucrul ăsta să se întâmple. Și mediez, și tu pui întrebările, da, eu mai, da, întrebările care să-l ducă pe da. om la alte senzații, să dea și mai multă informație, da. și plus tu oferi acele fraze care sunt dispus ca să închei parcă un ciclu. Iată ai senzația da. că să încheie un capitol. Da. În momentul în care tu poți să o faci cu liniște în suflet, cu o acceptare, mm -hmm. să spui, de exemplu, da, bunica, tu ai fost. Da. da, bunica, tu ai, de exemplu, ai decedat, că la mine era situația, în mm -hmm. circunstanțe misterioase. Da, asta a fost. Da. Și asta accept și eu, asta am văzut noi toți, noi acceptăm acest da. lucru. Și în acest moment, parcă se-a atât liniștea asta. Mm -hmm. Parcă, da, că nu, mai parcă e... nu mai e nimic de rezolvat, de lămurit, da, cum a fost, da, dar ce a fost. Pur și simplu, asta s-a întâmplat. Acceptă și dai drum. Nu mai lupți cu trecutul Exact, nu mai lupți da. Pentru că lupta asta Într-adevăr te sărăcește de energie Îți fură energia pe care tu ai putea să o canalizezi În alte mm -hmm. lucruri, să construiești, să zidești Dar tu nu poți să faci asta Pentru că tu te ții acolo tu nu îți poți lămuri aceste lucruri Iată, până îți faci da. constelațiile astea Tu umpli cu un dor pe care nu poți da. să l explici, cu o frică inexplicabilă de agresivitate, violență și parcă n-ai pățit nimic în viața asta, nimeni nu ți-a făcut nimic, nu te-a atins cu o floare, dar tu te temi. Cum ajungi da. într-un spațiu mai ales similar cu circunstanțe prin care ar fi trecut vreun bunel strămoș de-al tău, ceva se întâmplă cu corpul tău uh -huh. la nivel de senzație, fiindcă noi suntem energie și eu cred în asta. Chiar ieri am avut o discuție cu un moș și să crezi în Dumnezeu? Nu știu, nu pot să-mi lămuresc bun, dar tu ce crezi? Că iată omul ce -i? Uh -huh. Ce mișcă acest corp. Uh -huh. Ce îl face? Adică electricitate. Acolo sunt uh, circuite, da, fire, cabluri, uh -huh. dar tu ce îți pompează inima? Cum uh -huh. ajunge sistemul ăsta să funcționeze? Chiar crezi că adică trebuie să fie un început, ou sau găina. Și eu zic pentru mine am da. lămurit că asta este sufletul, sufletul uh -huh. care este de fapt o energie, o scânteie, o vibrație. Și aș Da, da aici da tu știi asta sau tu Eu simt tu asta. Simți. Da, dar sunt persoane care nu simt încă lucrul ăsta și atunci oricât de mult nu o să le vorbești despre asta, nu este timpul încă. Ei, oricum e oricum interesant să vorbești despre da, asta, știi? Da, de, -acord, mie, de -acord. mie e foarte interesant <laughs> să vorbești despre asta și dacă omul m-a întrebat, i-am spus da. că zice dar tu știi, are sens. Uh -huh. Uh -huh. Pentru că ziceam, uite la câinile astea că... care că... era câinile alături. Uh -huh. El are privirea de, de un bătrân înțelept mm -hmm. cum te, te scanează și te străpunge adică în sens pozitiv, mm -hmm. el te citește ca pe o carte și de parcă el știe atâtea lucruri, cum explici ce e acolo în el, de ce acești ochi îți pot vorbi dacă ar fi numai acolo sânge numai apă, numai, ar fi o poveste dar mm -hmm. este ceva inexplicabil de ce un om când se apropie de tine, te... Te poate răscoli, nu spune mm -hmm. nimic, un cuvânt, el stă lângă tine și tu simți o, o vibrație, o energie și fie îți vine să-l cuprinzi, fie îți vine să fugi, să alergi. Mm -hmm. Suntem o energie și, prin urmare, da. această energie ajută pe participanții la aceste constelații de familie să scoată niște cuvinte. Iată, eu simt, eu atunci da. exact pe omul acela nu l-am știut niciodată, dar eu simțeam, uite, eu simt că nu pot să-l las, eu simt că nu vreau să mă despart mm -hmm. de exemplu de un lucru, de o... Eu simt că mă ține asta. Eu Mm. să acum supărată, furioasă și ca facilitator, te ajută să... Noi, pur și simplu, știi ce facem? Dacă altfel, cum se explic metaforic ce se întâmplă, imaginează-ți că acolo noi am găsit o situație din trecut care era foarte intensă. Da. da? Și atât în trecut, ei au fost așa de intensă, încât eu au fost atâta, așa făcut boți, strâns, pentru că nu era energie pentru ca să poată să fie trăită. Și iată noi am, am descoperit-o în timpul la sesiunea asta și am dat voi. Iată, poftim, acum tu poți fi aici. Jumătate de oră noi o să ne uităm la tine și noi o să-ți dăm voie ca tu să fii la da? povestea asta, să ne povestești despre ce a fost acolo. Și noi nu o să fugim și noi o să ne uităm acolo cu multă acceptare. Pe de altă parte, mai este încă o chestie că pentru noi este un pic mai ușor să acceptăm poveștile altora. Da? Iată, de exemplu, atunci când aceste persoane străine, când vin în constelație unei persoane, ceva rezonează cu ele, pentru că le aduce aminte de ceva, dar în același timp ele mai iau încă o parte care nu face, nu este despre povestea asta și, respectiv, ele au energie să, să se uite cu ochii buni, da? Și spune că, da, asta poate să fie. Iată, a te uita cu ochii buni este încă o... o o calitate pe care eu o învăț și pe noi ne învață ca facilitatori să o putem face atunci când da, să putem face asta cu clienții noștri. Să mă uit cu ochii buni la ceea ce se ce se întâmplă. S-a întâmplat asta așa asta pur și simplu a fost. Eu nu sunt aici să să judec, eu nu sunt să spun cum este corect. Și pur și simplu așa se întâmplă, că în momentul în care ne adunăm un grup, Oamenii de obicei vin, cei care sunt pregătiți, da, cei care nu sunt pregătiți ei nici nu ajung sau chiar și dacă mm -hmm. ajung, grupul este așa, se creează încât cel care nu este pregătit, el devine pregătit alături de ceilalți. Eu aș face o recomandare, mm. filmul Inner Self... Așa parcă se numește. El e un pic după mine siropos, așa. I think another self. Turcesc. Sau another self. Da, 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 da. 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 Bravo, bravo. Da. Da. Mai corectat. Another da. self. Care este... Da. Drugaia vieznie, să-i traducem. Uh -huh. Așa e... difuzat. în rusă, da. Da, da e în e rusă. Uh -huh. Și din câteva serii. Da. Sincer, eu nu m-am uitat la foarte multe. Vreo două, trei, că voiam doar să înțeleg cum funcționează da. acest sistem. așa nume constelația asta de familie. Și acolo puteți să vedeți. Da. Cum are loc un exercițiu Dacă vreți să vă apropiați Cunoașteți mai multe și acolo și o situație sau o povestește din viața omului Și atunci pazul ăsta Devine mai clar în cazul în care Nu este destul de clar aici la noi da. Dar e interesant, da. e foarte interesant da, Acolo și... o protagonistă suferă de o boală da. a, Ea zice că, Cu toată viața am făcut numai bine, muncesc Aveam grijă de mama m-am dedicat Și De ce a venit boala asta peste mine da. Ca să ajungă la o situație când tatăl a decedat, s-ar părea că nu există nicio legătură și mama așa frumos pune mâna pe umărul acestui copil al acestei fitițe și ea a devenit de fapt pilonul, de parcă a pus pe umerii ei povara existenței nu numai proprii, dar și a mamei și pentru toate lucrurile care se întâmplă iată, fetița asta a devenit cumva, iată, responsabilă și ea și-a asumat această responsabilitate e da, iată, acolo inconștient. Este, da, acolo este un exemplu cum copilul o să ocupe locul care este liber. Copilul în general, el este foarte vulnerabil uh, în sistem, nu, hai nu vulnerabil, sensibil. El sensibil. simte foarte bine sistemul și el o să completeze acele locuri care sunt libere. De exemplu, la noi situațiile unde asta pot fi văzute când părinții plecau pestihotare. Iată pleacă de exemplu, mama hotare pe o perioadă lungă de timp. Rămâne familia fără mamă. Ce o, să ce o să se întâmple acolo? Cineva din copii, probabil cel care este mai mare sau cel care cumva au simțit că poate să-și asume rolul, își asumă rolul de mamă, rolul de gospodină, rolul de soție pentru tată. Da? Și aici ce se poate întâmpla? Mama revine de peste hotarea acasă și ea nu mai are loc. E simte că familia nu are nevoie de ea. De ce? Pentru că în familie deja este o mamă. Și aici o să apară conflicte. Da, apar conflicte din, dintre copilul. Da, îmbolnăviri pot să apară din da. cauza asta. Da. Chiar mama se îmbolnăvească dacă Pate. eu sunt inutilă, n-am ce căuta aici. Aici sau... pot fi foarte, foarte multe diferite uh -huh. scenarii. Scenarii iar, da, da. scenarii care sunt tare diferite. Noi mai bine să mergem de la simptom sau de la situația creată care este disconfortul pe care tu îl ai și apoi să vedem unde duce. Pentru că pe de altă parte... Cu siguranță sunt familii atunci când copilul și-a asumat acest rol și atunci când mama a venit, el bucuros a plecat despre acest rol. Sau, de exemplu, acolo poate să fie situații mult mai micuții. Mama a plecat pe o săptămână, a stat internată în spital și atunci copilul a preluat acest rol. Sau tatăl a luat rolul de mamă și unul dintre copii a luat rolul de tată. Sau unul dintre copii, nu știu a decedat și altul trebuie să trăiască viața pentru doi. Și atunci el, poate, el nu înțelege de, de ce eu simt că viața mea e așa de grea, eu așa de multe am de făcut. Și apoi el poate să descopere că de fapt eu trăiesc pentru doi, pentru că eu am promis, da, părinții mei, nu știu, nu, nu pot să fac față durerii că acel copil a plecat și eu m-am gândit că dacă o să trăiesc pentru doi, atunci părinții mei o să fie fericiți. Da, adică sunt tare, tare multe scenarii. Și ce este riscul aici? că eu povestesc despre ele și eu aș ruga sau aș sugera ca să nu interpreteze viața fiecare persoană dacă care aud, ascultă acest podcast, să nu interpreteze viața lui și să, să, ia scenariile pe care eu le-am povestit să le pun în viața lui. Pentru că s-ar putea să fie total altfel. Și atunci, practic, tu ce faci? Îmbraci haina care nu este a ta, te convingi că ea este a ta, spui câteva propoziții, că da, eu iert, da, și s-ar putea să nu ajute. S-ar putea să ajute. Nu spun că... Da, poate să a... coincide. Da, poate să Poate acum cineva își trăiește o conștientizare care îl da, ajută. Da, da. Dar s-ar putea... Cum noi simțim conștientizările, asta este la nivel de corp. Dacă în corpul tău se întâmplă anumite senzații, Exean. înseamnă că... De exemplu, niște furnicături, niște, parcă fluturi în stomac, parc trece electricitate prin tine, parcă, iată, corpul reacționează. Dacă corpul reacționează, înseamnă că aici este ceva despre tine. Dacă la nivel de minte tu cunoști informația, rațional, dar tu nu o simți la nivel de corp, atunci ea este pur și simplu o informație. Care nu are nimic, treabă cu tine. Care nu are treabă cu tine, ea poate să aibă treabă, dar s-ar putea tu să nu fie încă destul de relaxat ca să o primești. Mm -hmm. Respectiv, nu tare-ți da, Lasă informația care este potrivită să o simți. Da, peste o perioadă de timp. S-ar putea această informație să aibă sens pentru tine? Cum cel mai des se încalcă ordinea asta în familie? Eu am dat un exemplu la uh -huh. început. Foarte des, uite, soacrele uh -huh. nu-și acceptă nurorile uh -huh. și intervin foarte mult în familie și parcă uh -huh. se află într-o competiție, într-o rivalitate continuă pentru dragostea fiului. Da. Ce se poate, iată, întâmpla aici? În general, mm -hmm. o sugestie ar fi să nu intervenim în nou sistem, în noua mică familie, cu mm -hmm. sfaturi, că așa e mai bine, indiferent că e soacra mare sau soacra mică, știi, că de obicei mai mult mamele, femeile intervin. Știi care e chestia? Că soacrei probabil îi convine. Ce anume? Că ea intervine. Da, dacă ea intervine, De ea că vrea lucrul că ei convine, da. da. cât istorie eu am citit, scuz mă, te rog, foarte rep da. să zic, pe grupuri, când nurori povestesc lucruri odioase, sincer, până da. unde poate să ajungă intervenția asta, că n-au viață, nu pot respira. Uh -huh. Se strică și relația cu soțul. Atunci problema este a nurorii sau a cuplului creat, deci nu a, a, a soacrei. Că nu pun limite. Uh, nu știu dacă despre... Limitele astea este ceva rațional. Da, Eu cum? aș întreba aici dacă acest sistem nou creat, dacă el a ieșit din sistemul uh, mare, soțul a, a plecat... cordonul umbilical. Da, a plecat -a de lângă mama sau nu. Uh, și câteodată și în urorie ar putea să-i convină pentru că în momentul în care nu mai este soacra care intervine ar putea să fie alt tip de relație. Până acum soacra este, era rea mm. și nora este cea bună, dar aici s-ar putea să fie un beneficiu și pentru ea. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care noi o considerăm rea pe soacră și buni pe toți restul, noi deja nu avem șanse să găsim soluția. Mm -hmm. Noi putem să găsim soluții atunci când noi ne uităm la toți egal. Noi vedem situația. Are loc o intervenție. Deci, din familia, da, generația a doua, așa mi se pare că, da, se intervine în noul sistem. Asta este o necesitate. S-ar putea ca noul sistem să aibă nevoie de această intervenție, pentru că el singur nu se descurcă. Da? Cordonul umbilical, noi îl păstrăm atâta timp cât el, mai avem nevoie de el dacă noi ne simțim pe picioarele noastre și nu mai avem nevoie de el, atunci noi putem foarte ușor să spunem da, mama, eu înțeleg că tu ai nevoie să intervii, dar eu nu am nevoie de asta, mulțumesc, vezi de viața ta. De exemplu, bun, aici cu respect, poate nu sunat foarte mult respect în, vo în vocea mea. Întotdeauna trebuie să existe acest respect. El poate să nu existe, dar atunci nu lucrează ah, okay. adică, Dar și dacă nu-i nu e sincer e... La fel da, Poți să-l dacă dacă dar dacă nu-i, nu noi. Nu da. nu nu. Adică noi nu mergem pe cum trebuie Tu poți să faci ce vrei Nu există nicio regulă Pur și simplu fiecare comportament El are un rezultat, are o consecință Și atunci când nu spui cu respect Înseamnă că mai este Încă ceva care te leagă da. De exemplu, dacă noi două ne-am certat Și la un moment dat eu ți i spun Eu te iert da? Dar eu am spus asta cu uh, mândrie. Da? Poate să fie, nu știu, nu este vorba despre dezrespect, dar este despre mândrie. Înseamnă că încă nu s-a încheiat. Și o să mai fie ceva, și o, ce o mai probabil ceva. o să mai da. intervină. Adică noi încă nu ne-am deconectat. O să ne mai întâlnim când o să creștem o lucruță, că mai mult uh, o să ne mai dăm seama de anumite lucruri și la un moment dat noi o să putem să încheiem această relație uh, de această formă da? adică să... Cum se mai încalcă ordinea asta? Mai dăm exemple Între frați, de exemplu Unul poate Între frați. iarăși să-și asume da. rolul de părinte Și pe celălalt să-l controleze să da. îi dicteze cum să trăiască Să verifice cu cine și când se vede Lucruri din da. astea Ce-ți mai bine ții Rolul la... de frate mai mare Cineva care este mai mic poate să-și asume rolul de frate mai mare Să aibă grijă de cel care este de fapt mai mare Și aici nimănui de fapt Nu, nu este ușor cu asta deci ce vreau eu să spun că nici pentru o persoană care este implicată în asta nu este ușor. Chiar și atunci când noi să revenim la soacră, ei tot nu este ușor. Pur și simplu asta sistemul așa cere acum să mm -hmm. se întâmple. În momentul în care un copil care este mai mic și asumă rolul de copil mai mare, lui tot nu este ușor. Pentru că el nu este conectat cu locul lui. În momentul în care tu stai la locul tău, tu ai acces la energia ta, în momentul în care, ca o priză, da, tu te duci la fratele mai mari, de exemplu, dar priza ta nu merge la priza lui. Și atunci tu stai acolo, tu îndeplinești toate rolul, toate responsabilitățile de frate mai mare, dar tu nu ai de unde să te încarci. Și apoi te întrebi, da, de ce eu nu am energie, da, de ce um, e greu, da, de ce eu nu primesc plăcere de la viața dar mea. Dar de ce să ajungi în așa situație? Cumva părinții influențează starea asta de lucruri? Uh, Așa trebuia să fie? Există un acord uh, cumva între aceste suflete, un plan divin? Eu încă eu până se merge așa pământ. mai departe. Noi putem să-l numim asta, plan divin. Dar, dar noi putem să și așa. așa să asta. Iarăși, scenarii sunt foarte diferite. De exemplu, poate să fie așa. Fratele mai mare a fost bolnav pe o perioadă îndelungată. Și, respectiv, lui se atragea foarte mult atenție și de el se avea grijă mai mult, dar el era mai puțin uh, uh, era mai dependent de părinți. Respectiv, copilul mai mic a trebuit să crească mai repede, să devină mai independent și el, la un moment dat, putea să intre pe rolul ca să aibă grijă de fratele mai mare. Respectiv, și pur și simplu la un moment dat nu s-a um, inversat rolul lor rolurile înapoi așa cum erau. Dar cineva Fică -și trebuie să ajute să se restabilească sau, cum ai și zis, lucrurile să se întâmple de la sine. Ei vor uh -huh. crește poate vor avea norocul să, mm. să se autodizvolte, să caute, să... Adică asta este o experiență pe care îi trebuie să o trăiască? Putem așa să spunem. Eu n-aș intra tare mult în, în detalii de ce lucru ăsta se întâmplă. Pentru că atunci noi mergem la nivel mental, noi vrem să găsim argumente, da? Nu, Ei, sau eu, mult? ca părinte, de exemplu, aș vrea să-i ajut, să restabilesc ordinea da. asta. Da. Are cineva puterea asta să facă? E corect așa? Sau? Are, da. Pentru da. Deci că părintele când... mai sus, ierarhic, e mai vechi, mai cu experiență, el poate să-i ajute da. pe copii. El poate să-i ajute, doar că aici, iarăși, cu acceptare, nu cu frică. Pentru că ce se întâmplă când părinții află despre, iată, așa, tip de informație lor încep să le fie frică pentru viitorul copiilor și atât din această frică vor să vină și să facă ordine în sistem. Da? Trebuie repede, repede pe copii să-i la locul lor ca viața lor să fie bună mai departe. Și atâta, atunci când el din frică face lucrul ăsta, atunci el mai tare încurcă, de fapt. Elena, de ce sunt așa încărcate energetic relațiile între frați? De ce este atât de mult? Uh -huh. Cu un psiholog am vorbit despre asta, dar mi-e uh -huh. interesant și din punct de vedere al constelațiilor, dacă există un răspuns. De ce există atâta ceartă, competiții? Uh -huh. La ce bun? Care-i darul acolo? Sau care-i povestea? Eu aș putea... Probabil asta nu este un răspuns comple, complet, da. Eu aș putea să spun că atâta timp cât noi suntem dintr-o familie, înseamnă că, iată, istoria ne în neamul nostru au fost foarte multe. Multe lucruri s-au întâmplat, da? Și fiecare a moștenit câte ceva din trecut. Și dacă o istorie din trecut moștenită de mine și alte istorie din trecut moștenită de fratele meu, ele nu pot să, să, se, să steau una lângă alta, uh -huh. atunci tot să fie ciocnirea asta. Da? Atunci o să fie luptă. Dacă e să vorbim din punct, din punct de vedere medical, asta ar fi și genetica, nu? Mm. Că ai moștenit poate moștinit. ceva, uh, trăsături, mm -hmm. chestii de la cineva, mm. alt copil, dacă de exemplu vreau, patru, 5 copii, da? Altul din alt neam, din de pe altă linie și așa mai departe și ele, liniile, doar sunt cam uh, paralele. Și atunci, din cauza asta, pot să pară așa ciocniri? Poate. Eu, din punct de vedere medical, nu mă pricep, dar îi despre ce noi am moștenit și iarăși... Iată, apropo, noi discutam despre asta și eu mi-am adus aminte despre um, dinamica de jos și dinamica de sus. Ce este asta? O, un pic din teoria, da, cum noi putem să vedem în constelațiile de familie, anumite comportamente pe care le, le au copiii. De exemplu, hai să luăm mama, după părerea copilului, ea este, o, are o viață grea. Da? Așa. Și copilul, el are două scenarii care pot să manifeste ambele în diferiți feluri mai departe, el are parcă două direcții. El poate să spună, mama, eu am să sufăr alături de tine, asta este dinamica de jos, sau mama, eu pe tine să te din suferința ta, asta este dinamica de sus. Și atunci, noi ce putem să vedem? Copilul care o spune, mama, eu am să sufăr alături de tine, el începe să repete, practic, aceeași poveste aproape ca a sau ca bunicii, da, lângă acea persoană lângă care el vrea să sufere. Și este o altă dinamică atunci când spune că eu pe tine am să te salvez, adică, mama, eu am să construiesc business pentru tine, eu am să te duc în vacanță pe tine, eu am să te duc la toți medicii de care tu ai nevoie, eu am să vin și am să te descriez. Eu la Emilian Crețu acum mă gândesc, pentru că el are mm. mare grijă, având un tată alcoolic mm -hmm. care era și violent, el acum o ajută pe mamă, pe surori, mm. le ducem în deci mm -hmm. i-a construit casă, condiții și așa mai departe, are mare, mare grijă. Mm. S-ar putea, aici nu, nu pot. Adică, de fapt... N-aș vrea să spun. Dar mie îmi place toată prin exemplu, să vorbesc, pentru că așa se înțelege cel mai bine. Tu când vezi că ea ca uite, ai văzut, ai înțeles, e mai ușor de perceput. Nu bine, este dinamica asta de sus, că vrei să-i oferi totul, să compensezi tot ce n-a avut, și atunci... Și asta este iarăși o formă de a nu fi în viața ta. Adică... Nu-ți Iarăși tu dai toată energia ta. Poate de asta e Milian un că e burlac. Nu știu. <laughs> Dacă o să vrei, aici. el o să descoperi singur de da. Asta. Dar da, ai dreptate din nou, dai toată energia ta pe care trebuie să o folosești ca material ziditor pentru propria familie, cale și... Și până la urmă asta este... Iar, cum să spun, Așa, nu, așa, nici de rău, nici de bine. Nici de rău. Asta rău nici de bine. Am da, da. Da. Nimic nu e rău, nici bine, greșit, corect, nu există. S ar putea există... persoana să nu se simte bine în viața asta. De multe ori ar putea să apară întrebări, da ce se întâmplă cu viața mea. Și aici, dacă Cine ea dorește, da. poate să meargă mai departe. Noi, dintr-o parte, să spunem că deși că tu altfel trebuie să faci, asta iarăși sunt chestiile noastre, da? Sunt eu oare în viața mea când eu mă uit la alții și le spun lor că tu nu trăiești viața cum trebuie? Da. S-ar putea... Iar și eu să fiu tipul de salvator care stai un pic, este probabil ceva foarte greu în viața mea la care eu nu vreau să mă uit și atunci repede mă duc să ajut pe alții. Și de exemplu, rolul de psiholog. Eu știu că eu m-am dus aici și pentru că sunt salvator și pentru că am nevoie să lucrez cu rolul de salvator din mine. Adică, psihologii tot au mult de lucru asupra lor. Câteodată chiar mai mult decât oamenii care nu sunt din să domeniul. Mulțumesc astea. că ai spus asta, pentru că uneori și eu simt asta. Mm. Că ei la fel au nevoie de ajutor. De da. fapt, istoria lor, cariera lor, deseori începe cu asta. Da. Am dorit să mă lămuresc ce nu merge bine la mine, da. de ce mi s-a întâmplat o situație. Da. Dar eu m-am te... dus. Eu M-am dus, dus? dus să fac masteratul în psihologie, dar nu, de fapt, la mine eu am început să mă gândesc că aș vrea în domeniul psihologiei să mă duc pentru ca să mă vindec pe mine, dar mie mi se părea că nimeni nu poate să o facă mai bine decât mine și să mă duc la alt psiholog, el n-a să fie așa de bun ca și mine, dar eu să învăț și să mă vindec singură pe mine. Normal că asta este tare amuzantă când eu spun și înțeleg că n-am cum eu singură pe mine să mă vindec, pentru că în momentul în care tu ești într-o cameră tare întunecată, și tu ai fost acolo de tot timpul, tu nici nu știi tu nu ai instrumente, tu nu ai... Tu nu poți să vezi dintr-o parte da. de deasupra că în acea cameră ar putea fi, iată, așa o ferestruică pe care tu să ieși. Da. Pentru că da. tu ești jos în acea cameră și tu nu ai toată da. vizibilitatea, știi, la 360 de grade. Da. Și sunt Dar oameni care... puternici în jurul nostru, care noi, care noi nu sper că suntem și mai puternici. Nu, sunt oameni. Da. Dar uh, care este diferența între terapie, psihoterapie și constelațiile de familie. Da, iată, asta este un moment tare important. Eu aș putea așa spune, în momentul în care persoana nu are bază, iată, fundamentul, sunt persoane care ele sunt atât de traumatizate încât ele nu au fundament pe care să se țină. Și atunci ele... Când bate vântul, pentru ele foarte ușor este să, să se dezechilibreze. Da? Iată, merge pe drum și de la un moment foarte mic, ele își pierd controlul sau își pierd echilibrul. Iată, aici este nevoie de terapie. De terapie de lungă durată, acolo unde persoana se duce și ea învață să se cunoască pe ea. Ea învață să fie în contact cu sinele, ea învață să aibă grijă de ea, să-și cei de ce are nevoie, da, să-și cunoască necesitățile, să-și cunoască și să-și să îndeplinească aceste necesități, este chiar contactul cu propria persoană. Pentru asta este nevoie de multă terapie. Constelațiile, ele ajută să dezlege ceva. Da? bun, mulți spun că o constelație este cât 10 sesiuni de terapie, dar în momentul în care persoana nu are acest fundament, ea poate să meargă la constelații tare mult, dar, dar nu are pe ce să se pună uh, această experiență. N-are fundație. N-are fundație, da. De asta sunt uh, psihologi care ei sugerează constelația. Da, iată, te duci să faci pentru ca ceva să se dezlege și după asta noi mai departe mergem un pic altfel, un pic mai ușor, de parcă iată ceva, s-a făcut un pas mare. De multe ori, persoanele care... Uh, iarăși nu au un echilibru emoțional foarte stabil, au nevoie de ghidare după ce fac o constelație. Și atunci ei apelează la psiholog și ei dezvoltă tema. Uh -huh. Pentru că ce folos că se întâmplă ceva în viața fizică, da? de exemplu, nu știu, s-a rezolvat o întrebare din trecut care pe tine te ținea departe de bărbați. Uh -huh. Bine s-au rezolvat dar s-ar putea în continuare să fie necesitatea asta, că, dar eu nu știu cum să mă apropii de și acum. Da, ok, eu nu mă mai tem. Da, eu am înțeles cauza de ce eu nu mă pot apropia, da. de ce poate mă tem de bărbați, de relație da. cu bărbații, că mi s-au spus în copilărie sau auzeam tot timpul că sunt niște măgari și nu mai da. se folosesc de femei și așa și le lasă pe urmă și tu trăiești cu istoriile astea, convingerile astea limitative și tu ai descoperit la constelație de ce tu uh -huh. te temi, dar pe urmă tu nu știi într-adevăr cum spui tu, să te apropii și atunci da un psihoterapeut sau un psiholog te învață, da? El... Și te ajută să ți depășești în genere frici. El cumva. nu te învață. La psiholog, el nu o să te învețe, el o să fie cu tine alături în această călătorie mai lungă, da? De exemplu, tu o să te duci, am ușor să dar eu am văzut pe cineva din drum, în drum când mergeam și atât eu, m-am simțit atât așa. Și atunci psihologul, el o să dezvolte tema asta, el o să fie alături de tine ca tu să descoperi în tine, dar ce se întâmplă cu mine? Mm. De ce vreau eu acum? Iată, eu practic iarăși este un spațiu unde tu foarte lent, pentru că în constelații se întâmplă mult și intens. Și noi ar trebui să putem să facem diferența când este nevoie de ceva e intens, dar când este nevoie ca asta să fie lent, cu grijă, mai mult timp, să nu mă grăbesc, pentru că sunt persoane care vor hai mereu de la constelație să vin să fac asta și mai departe să-mi văd de viața mea. Da, dar care e viața ta? Dar tu o cunoști, dar tu știi care este direcția. Aici s-ar putea să fie nevoie de, de o persoană care să, te, să fie alături de tine cât tu te gândești la viața ta. Iată și bine că încet ducem discuția la misiune. Mm. Cum știi care este misiunea ta? Pentru ce tu te-ai născut, ai venit pe pământul ăsta? Când am venit numai să ne distrăm, să consumăm, să, să folosim, să știi, să ne desfătăm. Noi am ai venit aici pentru ceva, pentru anumite Aha. lecții și toți au o misiune. Chiar și cel mai bun zugrav al satului uh -huh. are iată misiunea asta să-mi să dea bine oamenilor din jur, un electrician, un când noi așa mimăm sau ne închipuim că misiunea asta trebuie să fie salvezi, să înțelegi, ca Superman, planeta. Nu, poate fi ceva foarte mic pe o uh -huh. scară mai mică, alții pe o scară mai mare, că au resurse să ducă să facă lucruri mai mari, proiecte mai mari. spune cum știm, cum înțelegem care este misiunea noastră? Și te ajută și constelația să o identifici? Mm, eu aș spune că nu. Și da și nu. Eu cred că noi am putea să facem o constelație unde să vezi care este misiunea ta, dar mie mi se pare că misiunea ea este atât de globală încât asta sunt iată, bucățele mici care tu tot le aduni, le aduni pe parcursul vieții, până când pentru tine apare claritatea. Și s-ar putea ca Doare te ajungi la 100 de ani, ai trăit, poate 120, că de-am gata, vrei să te duci din viața asta și te întorci înapoi și vezi, aia e ca care a fost misiunea mea. mie mi se -mi că poate așa, poate așa este chiar mai mai ușor de trăit atunci când nu tare te, te concentrezi, pentru că misiunea, e, eu presupun că este foarte, știi, ea, poate să aibă diferite forme. Da? De exemplu, tu poți să ai misiunea să ajuți oamenii, dar sub diferite forme. Tu poți să ai misiunea să aduci frumosul în lume, dar sub multe forme. Și atunci când tu știi că a, misiunea mea este să și gata, tu ai pus asta, ștampilă, s-ar putea ca tu, la un moment dat, să-i excluzi alte forme a frumosului care încep să apară la tine în viață, cum tu să le manifiești. Dar câteodată asta poate să fie frumosul manifestat printr-o formă care noi nici nu înțelegem că asta este despre frumos. da Sau despre... Mm. Dar Dis... mie mi se pare că, că tu spui despre misiune și eu cred că cum noi putem să înțelegem dacă suntem conectați cu misiunea noastră mm -hmm. etă, e atunci când tu ești în echilibru cu universul. Când tu primești energie din ceea ce faci. Etă, tu ai făcut ceva și ți s-a dat energie ca tu să continui. Și nu neapărat să fii în bani. Cineva mi-a mi spus la un moment dat că știi că e misiunea ta atunci când poți să faci asta fără să aștepți bani și poți să faci mult și poți uh -huh. să, să faci cu dăruire cu pasiune uh -huh. și nu întotdeauna neapărat iată, să fii remunerat pentru asta. De atât acord. de mult îți place. Crezi da. în asta. Da. Nu alunga banii dacă vin. Nu, Noi nu alungăm. Da, dacă vin. Eu am în vedere că nu banii sunt motivația ta. Dar banii sunt un indicator în momentul în care banii, este, banii înseamnă energie. Da. Cu cât mai mulți bani vin la tine, cu atât mai multă energie tu poți să primești. Respectiv, dacă tu, dacă banii nu vin și tu faci ceva mult și cu toată inima, dar ei ție nu ți ajung pentru trai, ar putea aici să apară o întrebare, dar, și noi nu știm ce înseamnă, e pur și simplu o întrebare, dar ce vrea să-mi spună mie, da, e înconștientul meu cu faptul că banii nu vin la mine. Este doar o informație. Și aici este loc de cercetare. Hai să văd. Ce se poate fi că tu cumva alungi banii, te temi să-i accepti, nu ei sau să-i ceri, nu vrei? Sau a doua, că poate, într-adevăr, nu te ocupi cu ce ar trebui să faci sau ce ți Adică nu este misiunea ta până la urmă sau... Poate fi Iată, și asta. știi, dacă câteodată poți să ai mulți bani din, din cei care nu este misiunea ta așa asta tot e... Da, eu cred că n-aș lega banii cu misiunea. Sau ești legat, dar tari, iarăși sunt multe scenarii. Pentru cineva asta poate să fie, să fie un indicator, pentru cineva asta poate să nu fie un indicator suma de bani care o primești. Dar în același timp este ok în perioada în care noi trăim acum ca să se îndeplinești misiunea și să ai mulți bani. Asta este normal. Pentru că mult timp s-a trăit cu credința care este limitativă, că nu trebuie să primești bani pentru lucrurile bune pe care le faci, da sau pentru misiunea ta, asta trebuie să fie. Sau că banii vin greu și că trebuie și să cu, te rupi în da. 200 ca să meriți da. banul, celălalt. și Iată asta da. e cea mai destructivă, cred eu, convingerea da. cu care am crescut noi. Ca... Cândva a fost adevărată asta. Uh -huh. Cândva banii vineau greu. Și noi putem să ne uităm în trecut și să spunem, da, asta a fost, dar cum mi pot să vină ușor? Și atunci, aici iarăși despre a ne întoarce cu fața la toți buneii noștri, străbânei, și să le spunem că eu rămân parte din neamul nostru chiar și dacă mi-o să-mi fie ușor. a fost greu să faceți bani și eu respect istoria voastră și eu rămân, eu, eu, nu, nu neg neamul nostru în momentul în care eu am să am mulți bani. Dar potrivit constelațiilor, bunii, toți oamenii din arborele nostru, uh -huh. ă, ei cumva ne influențează în prezent? Ne influențează prezentul? Cum asta e posibil? Um, dacă ne influențează, A Nu știu, chiar ei? și credințele lor, asta convingerile lor... Moștinit, asta e ceva moștenit. Asta e ceva moștenit adică nu în mod direct, că ei de acolo, de, undeva, da. de pe o altă planetă, energetic. Noi pe și nu trebuie să dăm vina, hai să spunem așa. așa. Ei nu sunt vinovați pentru ce aici ne se întâmplă noi. No. Dar istoria care s-a întâmplat cu ei, nu istoria ne afectează, ne afectează excluderea istoriei. Dacă o ținem în secret, în taină, nu vrem să o recunoaștem? Sau Dacă cum? nu îi dăm voie ca ea să fie, da? De exemplu, e ca așa, apropo, aici poți fi și istorii bune. La un da. moment dat, peste noapte, cineva din neam s-a îmbogățit. Și ei, cum și-o permis? Noi toți așa sărași, de el s au îmbăgățit. Gata. Tu... Și la nivel psihic, da, sau cumva de nu prea vor să vorbească cu această persoană din ea, pentru că e nu-i ca noi. Uh -huh. da, respectiv, să transmite mai departe informația viitor, uh, viitorilor generații că este periculos să fii bogat, dacă ești bogat pe lungă din familie. Uh -huh. Și respectiv, da, de eu să fiu bogat? Pe mine să mă lungi doar așa. Și aici, ci, iarăși, dacă se întâmplă, noi vorbim despre un scenariu fictiv, dar aici ce pot să fac? Să mă întorc înapoi la cel om din neamul nostru care cândva a fost alungat și să-i spun alungat, dar nu direct, nu trebuie numai decât să-i spui lucrul ăsta, pur și simplu s-a uitat despre cu dânsul să vorbească, nu prea îl chemau deja la adunările de familie, pentru că și să stăm lângă dânsul, că iau, uite, el mănâncă mai bine decât noi, da? sau el vorgește tot timpul despre cât mulți bani are și până asta ne deranjează, de exemplu. Da? Și aici eu mă întorc înapoi în trecut la acest om, mă întorc. pentru că în constelația asta fizic se întâmplă. Da? Adică uh -huh. Este acolo, tu te întorci cu fața și îi spui eu știu că tu faci parte din neamul nostru și acum acum noi putem să fim și bogați. Acum nu mai trebuie să ascundem lucrul ăsta. Elena, dar înseamnă asta că noi trebuie să fim întotdeauna în zen și pe toți să iubim, și pe neamurile noastre, nu. toate, cu care nu ne simțim confortabil, să-i aducem la masă. E că dacă relația e tensionată, nu. eu sunt obligată să comunic cu acel om, dacă mie îmi displace comportamentul sau avem nu. valori diferite, dacă el consumă alcool, dar eu nu consum alcool, el să-mi bată, eu nu mă bat, bat. Și cum asta se întâmplă? Nu în momentul în care noi facem asta, chiar mai tare ar putea să uh, dezechilibrăm sistemul. Dezichilibrăm. Pentru că noi ce facem? Noi negăm ceea ce se întâmplă în interiorul meu. De exemplu, pe mine omul ăsta mă enervează, dar eu mă port politicos cu dânsul, da? Eu neg, eu exclud, eu încă și pe mine mă exclud, acea parte din mine care este um, politicoasă, care, care este, da, rea, care dar aici care e sugestia ta când există o relație tensionată cu vreo rudă, dar tu uh -huh. vrei sistemul să funcționeze, tu vrei să fie armonie, tu vrei cel mai bun pentru familia uh -huh. întreagă, cum să te comporți cu acea persoană, care să fie atitudinea, care e strategia? Să te comporți cum, cum vrei, adică cum vine din interiorul tău. Bun, de exemplu, aici e normal că sunt niște limite, eu aș sugera să nu aplici for fizic să dar nici verbal abuzul adică să nu verbal, faci pe om din cap în în picioare cu ou dar cum? să-i spui, uite eu simt mă simt așa și așa când tu ești să te duci la psiholog și să lucrezi cu tine să nu dacă sincer eu cred că în momentul în care tu ești într-o anumită stare de exemplu dacă eu sunt foarte foarte enervată pe cineva eu cred că din starea în care eu sunt eu nu am destul de resursă ca să vorbesc cu persoana asta așa, încât să nu-i dau ei, dar să nu fie un schimb continuu de replici de astea tăioase. Cât de tare eu nu m-aș controla pe mine, pentru că în mine este o parte care, care exclude, care neagă acest om. Da. Deci pentru un timp ar fi chiar utilă distanțarea. Da. Este Dmitri Trotski, nu știu cine îl urmărește și el explica asta că e ca două scântei care se lovesc, se ciocnesc și nimic la niciun rezultat nu da. o să ajungeți și chiar să fii cel mai apropiat om chiar să fi un părinte, dacă este nevoie de un timp pentru un pic de distanță, în care fiecare să asimileze, să digere ce ce trăiește și în ideal, dacă încă mai merge și lucrează, iată, cu un psihoterapeut cu emoțiile lui, ce ce simte apoi se vor putea apropia da. ca să discute pentru sau că... s-ar putea să nu mai fie necesară discuția S-a întâmplat vindecarea și pe urmă te duci peste jumătate de ani te întâlnesc cu omul ăsta și da, el nici e chiar îmi place. Adică nici măcar nu trebuie, adică nu te duci ca să te pregătești de confruntare, să te duci acolo ca să ai și să-i explici. Nu, tu vorbești, tu discuți despre tine, despre stările care se întâmplă cu tine și la un moment dat, omul ăsta deja nu mai este așa de enervant. Deja Corect, nu mai... nu mai este un trigger pentru că tu da. ai rezolvat tot ceea ce ești pe tine te măcina, fiindcă noi nu putem schimba oamenii. Noi nu putem, da. Noi nu putem să le dictăm da. cum să se comporte, este imposibil și experiența mea proprie la fel cu lucrul ăsta cu psihoterapeutul a arătat că în momentul în care tu te vindeci, tu începi să accepți oamenii altfel. Așa este el. Uh -huh. Îi place să vorbească mult, îi place să vorbească despre sine, îi place să controleze, îi place, știți, cu o curiozitate cumva, a face din nou asta, ok, uh -huh. înțeleg. Dar poți și tu parcă, să parcă să-ți um, exprimi um, deranjul cumva, ce te deranjează pe uh -huh. tine, într-o formă amiabilă, omenească, simplă, civilizată. Uite, eu aș prefera eu să aleg... Uh, nu știu, ce tapet să pe perete, știi? Uite, aici sau? mai este încă o chestie. Atunci când tu îți ai timp cu tine ca să treci prin procesele tale de autocunoaștere și de vindecare, atunci persoana de alături, ea nu mai... Tu nu te mai duci la ea să o, mm. să o pedepsești sau să uh, o faci vinovat pentru ceea ce, ce se întâmplă la tine, dar tu te duci la ea să o informezi despre cum tu ești, da? De exemplu, nu vorbi așa de tare cu mine pentru că eu mă stresez și eu nu te aud, de exemplu, da? Adică eu atunci sunt așa foarte speriată și eu nu te aud. Asta este o informație, dar ca informația asta să o spui, trebuie să o afli despre tine și trebuie să fii ok că tu ești așa. Tu nu te duci să educi omul că tu trebuie să vorbești încet, de nu, tu spui ce simți tu. Da, dacă vrei ca eu să te aud, vorbește te rog un pic mai încet cu mine, pentru că eu nu te aud. Eu intru în, în frica mea și gata, tu dispari din fața mea. De exemplu, da, aici sunt iarăși tare multe uh, exemple pe care putem să le folosim. Dar știți, mi-am adus aminte despre distanță. Iată, tot un, uh, un psiholog dar nu ți -mi minte cine era, povestea despre faptul că la el la consultație a venit o clientă care era foarte religioasă și era într-o relație abuzivă, părinții ei erau foarte abuzivi, deci ea peste 20 de ani, probabil, dacă eu țin -mi minte corect, și ea trăia în continuare cu familia care era foarte abuzivă și ea vine la psiholog și ea spune că eu nu pot să mă duc acolo pentru că Dumnezeu spune că eu trebuie să am grijă de părinții mei. Și mie mi-a plăcut foarte mult felul cum el a găsit în sistemul ei de valori o explicație. A spus cu din starea în care tu ești acum, tu ești foarte obosită. Da, iată, din lucrurile care se întâmplă între voi, oboseala asta nu-ți permite ca tu să ai grijă de părinții tăi. Respectiv, tu ai nevoie de o pauză. Și acum este momentul ca tu să te îndepărtezi ca să ți ai timp pentru tine, ca să te vindeci și apoi să revii și să vezi cum atunci o să fii pentru tine. Și iată, probabil asta explică tare multe despre relațiile. Noi de multe ori putem să vedem abuz, poate chiar și acolo, unde nu că el nu este, el, el poate să fie, dar în acest abuz sunt două persoane implicate, abuzatorul și cel care este abuzat. Și atâta timp cât noi dăm vina pe abuzator, dar nu el a venit în terapie, noi nu putem să facem nimic. Noi unde putem să transformarea poate să aibă loc? La victimă. Și atât victima, dacă treci prin transformare, ea se îndepărtează un pic, treci prin transformarea ei și s-ar putea că data viitoare, când se apropie de abuzator, abuzatorul nici nu-i fie interesant să abuzeze pentru că în fața lui nu mai este o victimă. Și el spune că nu-i interesant cu tine. Și atunci Gata, ei și-au încheiat, și-au dincheiat. Mă gândesc la vampiri energetici acum. Mm. Noi îi hrănim cu reacțiile noastre. Dacă pe noi ne aprinde ce ce spune, da. vampirul energetic continuă să bată acolo, mm -hmm. continuă să scoată, că el se hrănește cu emoția ta. În momentul în care tu nu reacționezi, ești calm, te uiți iarăși cu acea curiozitate. Mm. Interesant, uh -huh. lui nu-i lui nu mai este interesant să continui, să facă. Da, ce și ce atunci responsabil, responsabilitatea pe a alimenta este a noastră. Eu deschid ușa. Și e tare bun. Moment pentru a ne gândi la rețelele sociale, atunci mm. când apare hate-ul, atunci când sunt comentatori. Apropo, cum funcționează asta? E suficient un om să scrie ceva neplăcut? Până mm -hmm. la el, iată, nimeni n-a scris, știi? Mm -hmm. Poate fi tăcere. A aruncat primul acolo mm -hmm. piatra și vin multe, multe pietre și toată lumea se descarcă și așa mai departe. Cea mai bună reacție este tăcerea. Adică să nu dai curs, să nu dai apă la moară, să nu alimentezi ceea ce atâță... Nu știu, mă gândesc la vedete, mă gândesc la persoanele publice, uh -huh. la care vin tot felul de reacții, inclusiv negative. Dacă ele ar răspunde, ar ieși și mai urât. Adică e fără sfârșit. Ar primi... Mie mi se -mi pare interesant, iată, eu am observat reacțiile unor persoane publice care toți sunt din domeniul, profesori pe constelații Sistemice, o doamnă din Rusia, Elena Veselagu, eu am observat cum ea reacționează la lucrul ăsta pentru că ea venea cu anumite texte care erau dacă nu ești din domeniul psihologiei, s-ar putea să interpretezi foarte eronat lucrurile. Mm -hmm. Și acolo apăreau multe persoane care Vineau cu critică. Și mie mi s-a părut interesant modelul ei, pentru mine eu am, am dorit să-l preiau pentru ca să văd cu, cum ea face, da? Mi s-a părut un exemplu bun. Ea pur și simplu bloca persoanele. Ea spunea, eu nu sunt, eu textul ăsta nu l-am scris pentru dumneavoastră, eu bloche, vă blochez pentru că nu mă simt confortabil, da? Bine, acolo era ceva de genul că aceasta este un avertisment, dacă o să mai, com mai comentați așa, eu vă blochez. Uhum. Asta a durat o perioadă de jumătate de an, iată eu am observat că timp de jumătate de an iată, timpul era în lupta asta cu aceste persoane. La un moment dat, lumea a încetat să mai critique pentru că înțelegea ce poate, înțelegea ce poate să se întâmple. Da, o să fie pur și simplu blocat. Asta a fost alegerea ei. Bine, ea lucrează într-un anumit domeniu. Ea este psiholog um, și ea are publicul ei care este foarte mare, care are încredere în ea. Respectiv, pentru ea era ok ca uh -huh. un anumit grup de persoane să nu fie... Să înlăturat. Să da. Nu știu ce poate să facă o vedetă care are nevoie de public. da. Nu știu cum o să reacționeze publicul ei în cazul în care ea face așa uh, lucru. Respectiv, și aici, eu foarte individual aș uh, uh -huh. analiza situația. Pentru că, pentru unii, a nu reacționa, asta înseamnă durere, în fiecare seară și nopții nedormite, ca să ajungă până la chestii, manifestări fizice și atunci este ok ca el să nu răspundă înapoi sau să nu blocheze acești oameni atâta timp cât el fizic se simte foarte rău de la aceste comentarii, poate ar fi mai bine ca el să nu știu, să blocheze acești oameni sau poate ar fi mai bine să facă o postare sau poate ar fi mai bine să ducă la un psiholog ca să-și rezolve aceste stări ca pe el să nu-l mai deranjeze dacă să mergem un pic mai adânc, am putea să el ar putea să duc cu întrebarea la psiholog, dar ce parte din mine are nevoie ca aceste persoane să vină în viața mea? Uh -huh. S-ar putea ca eu să fac ceva ca să le atrag lor atenția? De ce eu am nevoie de atenția asta? De ce eu am nevoie să fiu abuzat? Da, uh, iată. Și atunci precis găsești ceva în copilărie. Da, și atunci precis găsești și s-ar putea pe urmă să fie altfel? Pentru că nu toate vedetele sunt abuzate. Nu toate. Nu știu. Nu știu, nu sunt vedete și nu știu. Îți <laughs> mulțumesc foarte mult că ai venit aici, că am discutat. Cred că a fost o discuție foarte bună, iarăși cu multe conștientizări pentru mine, dar și cred că pentru cei care ne urmăresc. Le mulțumesc și urmăritorilor că sunteți aici. Dacă vă place ceea ce facem... Neapărat, dați un subscribe, abonați-vă, lăsați comentarii, apreciați, mai distribuiți, pentru că toate aceste lucruri ne ajută pe noi să continuăm. E schimb de energie, nu? Primești ceva, dă și tu ceva. Da. Numai bine vă doresc vindecare, acceptare și liniște în suflet. 1 plus 1 este egal cu 3. Un podcast în care vorbim cu sinceritate despre familie și despre rolul de părinte.